Hristos a înviat, dragilor, bună ziua, doamnă, bună ziua, domnilor, bine v-a regăsit. E campanie electorală, știți foarte bine ce să mai dăm una după alta. Totul în țara asta, tot în Suceava se învârte în jurul candidaților. Cine mai bun, cine mai frumos, cine mai deștept, cine merită, cine nu merită. Dragii mei, în weekend a fost vânzoleala mare la Suceava, a fost crema PNL-ului în municipiul nostru. Știți foarte bine, n-are rost să mai discutăm despre asta, ați văzut știrile. Însă o chestiune foarte interesantă a fost acolo legată de unul dintre discurs. Eu vă prezint acum un discurs, i-am rugat pe cei de la PNL Suceava să mi-l dea, mi l-au dat. Primele două minute, n-au importanță, e campanie, e marketing, dar de la minutul al doilea vă rog frumos să fiți un pic atenți. Pentru că la sfârșit vreau să comentăm și să vă spuneți neapărat părerea. Ne vedem la finalul materialului. Lucian Hașovski. Iată-te, domnule primar! Viitor bun are primăria Suceava. Dați-mi voie și vă invit să urmăriți un filmuleț de data aceasta a mai tânărului candidat la primăria Sucevei, Lucian Hașovski. Nu vrem să se mai întoarcă lucrurile astea. Generația tânără trebuie să înțeleagă acest lucru. Păi aș transmite să fie atent să nu se mai întoarcă lucrurile astea. Asta i-aș transmite, oricând i-aș spune asta. Ține de mine. Ține de tine. Și de noi toți. Să ieșim la vot și să arătăm că ne pasă. De ceea ce s-a obținut în 89. Bravo! Lucian Hașovski! Hristos a înviat! Bună ziua, dragi suceveni! Permiteți-mi să mă prezint scurt. Sunt Lucian Hașovski, sunt fiu, sunt frate, sunt soț și părinte a trei copii minunați care sunt aici alături de soția mea. Și m-am născut în Suceava, am copilărit în cartierul Burdujeni și am urmat cursurile universitare și postuniversitare tot aici, în Suceava, acasă. Am 42 de ani și sunt inginer de profesie. Sunt un om simplu, un om între oameni, un om care se emoționează, ca oricare dintre noastre, un om care este prietenos, dar și un om care este ferm când trebuie. Sunt aici, în fața dumneavoastră, în calitate de candidat al Partidului Național Liberal pentru funcția de primar al municipiului Suceava. Și vă spun așa, împreună reușim. Da, împreună reușim. Noi toți cei care suntem aici, noi toți cei care vrem binele Sucevei. Aveți încredere, am încredere. Pentru că împreună vom reuși. Știu lucrul acesta pentru că avem experiența necesară, avem echipa potrivită, avem proiecte realizabile și sustenabile pentru suceveni. Da, avem proiecte pentru suceveni, de la mic la mare și care acoperă toate domeniile de activitate. Pentru că Suceava întinerește, vom face 2 creșe și 3 noi grădinițe. O creșe în cartierul Tinereții, o creșe în cartierul Europa, acolo unde sunt tineri. 3 noi grădinițe, 2 pe fonduri europene, una lângă școala generală numărul 1, una în cartierul Opcin, în zona DIM Electronic, fostul restaurant Nistru, tot pe fonduri europene, cu program prelungit, și una cu sprijin guvernamental în cartierul Ițcan, la școala 7. Pentru că Suceava întinerește, toate terenurile de sport vor fi modernizate, cu suprafață sintetică și vor fi redate sucevenilor să joace. Și vom construi și o bază sportivă. Împreună vom reuși să rezolvăm problema traficului rutier din municipiul Suceava. Vom introduce sensuri unice cu 3 benzi dinspre primărie în zona centrală aici
și o bandă invers pentru mijlocul de transport în comun. Vom avea o sistematizare rutieră inteligentă, iar împreună cu zona metropolitană, cu Salcea, cu Adâncata, cu Mitoc, cu Pătrăuți, Șcheia, Moara, Ipoteci, Bosanci, vom introduce transportul public metropolitan. Tot pentru fluidizarea traficului rutier vom construi o nouă stradă între cartierul Burdujeni și cartierul Ițcan, Alexandru Ghica, Plaiului, strada Triajului, și vom deschide legătura în cartierul Opcin între strada Victoriei și strada Ion Mociulski. Programul de modernizare a Sucevei de la scara blocului îl vom finaliza în așa fel încât fiecare sucevean, când iese din locuință, să aibă trotuare, alei, bănci, spații de joacă, spații verzi, parcări amenajate, drumuri și toate utilitățile. Intrăm într-o nouă etapă de modernizare a Sucevei. Etapa parcărilor supraetajate, și deja s-a demarat prima parcare în zona Areni, o parcare cu 307 locuri, și toate cartierele vor avea parcări supraetajate și, bineînțeles, nu vom mai avea străzi de pământ. Vom aproba un plan local urbanistic prin care vom schimba fața Sucevei și a centrului Sucevei. Nu vom mai vedea așa roșu, negru, verde și toate culorile. Se va aproba cu ajutorul arhitecților și vor fi reguli clare care vor înfrumuseța orașul, pe lângă reabilitarea acestor blocuri prin PNRR care începe în perioada următoare. Pentru că Suceava nu înseamnă doar drumuri, reabilitări și utilități, înseamnă și timp liber, înseamnă și timp plăcut. La anul, în perioada asta, vom avea finalizată sala polivalentă, o sală de 5.000 de locuri, care va avea pe lângă activități sportive și activități culturale artistice. Pe fonduri europene vom construi un aquapark pe programul regional 2021-2027. Suntem în centrul Sucevei și spunem că Suceava este oraș verde. Parcul Șipete, inima verde a Sucevei, va fi reabilitat tot prin acest program de fonduri europene. Vom planta 100.000 de copaci în primele 365 de zile. Cu toții ne dorim tineri acasă, ne dorim pe cei dragi care sunt plecați în străinătate, dar trebuie să le creăm condiții. Cum? Oferindu-le locuri de muncă și locuințe. Pentru locuri de muncă vom avea lângă Termica o platformă tip zonă industrială. Sunt 150 de hectare care vor fi liberi de sarcini în luna iulie. Le vom parcela, diviza și le pune la dispoziție investitorilor locali și străini, în așa fel încât aceștia să vină să construiască fabrici pentru noi toți. Pentru că vor avea utilități, apă, canal, gaz, curent, care sunt deja acolo, o cale ferată care este. Și foarte important, Suceava, oraș la autostradă, cu sprijinul domnului președinte Ciucă, a domnului președinte Gheorghe Flutur, A7 vine spre Suceava. Și din zona Termica, prin acel viaduct care este finanțat pe Angel Salini și care este la licitație, se va ajunge în DN29, în viitorul drum expres Suceava-Botoșani și la autostrada A7. Locuințe. Vom construi locuințe ANL cu sprijin guvernamental, locuințe de serviciu și vom face un nou cartier pentru tineri. Vom oferi teren în baza legii 15/2003. Suceava înseamnă și parteneriate. Parteneriatul cu Consiliul Județean pentru dezvoltarea zonei metropolitane și nu numai, iar o atitudine corectă și un parteneriat corect între Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean, și Lucian Harșovski, primarul municipiului Suceava, va face ca Suceava să se dezvolte și mai mult. Pentru că dacă este armonie în interior, se văd rezultate în exterior. Parteneriate cu universitatea, cu mediul academic, pentru că tinerii de azi nu înseamnă doar viitorul, ci și prezentul. Și împreună vom găsi soluții cu programe să-i ținem aici acasă să se dezvolte. Parteneriate cu alte orașe. Parteneriate cu orașe din țară care au demonstrat, fie că vorbim de Oradea, că vorbim de Cluj sau din altă parte, parteneriate cu sucevenii. Și vă mulțumesc, dragi suceveni, pentru că datorită vouă sunt astăzi aici, pentru că am avut o colaborare foarte bună și vă asigur că pe 9 iunie, în calitate de primar al municipiului Suceava, vom colabora și mai bine. Lucian Harșovski înseamnă echipă. Echipa pe care am făcut-o tot timpul cu sucevenii, echipa pe care ați văzut-o pe panouri, echipa de consilieri locali, oameni care s-au dedicat profesional în diferite domenii de activitate și care vor
bunătatea acestei comunități. Lucian Harșovski înseamnă continuitate, dar și schimbare. Continuitatea proiectelor începute, continuarea proiectelor europene, și aici aș vrea să-i mulțumesc domnului primar Ion Lungu pentru echipa pe care am făcut-o până acum, pentru colaborarea care va continua, pentru că împreună vom reuși să continuăm proiectul administrației locale. Vă mulțumesc! Și înseamnă și schimbarea, Lucian Harșovski. Schimbarea de atitudine, schimbarea de rit, schimbarea de mentalitate. Ca într-o familie, ca într-o casă, și Suceava are un buget limitat, care se distribuie pe diferite domenii de activitate, în așa fel încât să aducem bunăstare tinerilor. Și nu numai. Cum nu se poate distribui tot într-o singură zonă, așa nu se pot face toate deodată. Știm cu toții că de la fundație până la acoperiș e cale lungă câteodată, anevoioasă, dar trebuie să fie ambițioasă. Așadar, am încredere, dragi suceveni, că împreună vom ajunge la acoperiș. Pentru că sunt tată la 3 copii pe care mi-i doresc alături de mine și de soția mea, așa cum sunt sigur că și dumneavoastră vă doriți pe cei dragi alături. Suceava trebuie să rămână un oraș cu iz istoric, pregnant, pentru că suntem orașul cetății de scaun, și totodată Suceava trebuie să devină un oraș mai modern, mai sigur, mai frumos și în care condițiile de trai să fie și mai atractive. Îmi spun unii... Ar trebui să termin? Da, până acum. Știți de ce am venit? Am învățat ceva de la domnul primar Lungu. Când ia microfonul, nu-l mai dă jos din mână. Sper să nu fie doar acest lucru, dar eu am spus că ne prezentăm programul și vă spun așa, pentru că și voi încheia, am înțeles mesajul. În viață n-ai ce face, trebuie să te mai supui regulilor. Unii îmi spun mie, că alții le transmit, că Suceava este un oraș bolnav și mă întreabă dacă Suceava este bine. Vă spun dumneavoastră ceea ce le spun și lor. Suceava este bine. Da, Suceava este bine. Pentru că Suceava este formată din voi, din noi, din toți oamenii aceștia care dorim să ne implicăm și care vor să ajute comunitatea. Vor să facă din Suceava un spital. La spital nu mergi întotdeauna cu drag. Însă acasă vii întotdeauna. Și sunt momente când fiecare dintre noastre ați spus unde e mai bine ca acasă. Așadar, împreună, dragi suceveni, vom face ca Suceava să arate ca o casă, pentru că asta ne este cămin, ne este acasă. Și mă bazez pe tineri, dar mă bazez și pe sucevenii care au și vor un viitor mai bun pentru copiii și nepoții lor. Suceava întinerește. Da, Suceava întinerește și nu e o formă de excludere, o modalitate de a integra viziuni și atitudini. Suceava are viitor. Iar noi, pe 9 iunie, alegem viitorul, pentru că un vot dat mie, un vot dat echipei, un vot dat echipei liberale, pune la masa deciziilor cetățenii, pentru că în orice casă, în orice familie, deciziile se iau împreună. Pe drumul cel bun, cu Dumnezeu înainte, împreună reușim! Acum înțeleg eu, mi-a luat ceva timp să facem schimbarea asta de garnitură. Într-adevăr, a venit și domnul Ciuc, a venit și eu și tot n-a cedat microfonul. Votați Lucian Harșovski! Vă mulțumesc mult! Ați văzut? 10 minute? 12 minute? Am numărat eu bine? Vreo 10 minute. L-au scăpat pe Lucian Harșovski pe scenă, a luat microfonul, n-a citit, da? A vorbit liber, la subiect, pe direct și la sfârșit, aplauze la scenă deschisă. Trecem peste faptul că acolo erau liberali, dar chiar și așa, credeți-mă, la ce a fost în weekend acolo, domnul Harșovski chiar a avut parte de, cum să zic eu, de aprecieri. Acum am luat și o parte de aprecieri de la pisicul ăsta. Tati, tu ce ai înțeles din discursul ăsta?
Eu și cu Păduce. Dragii mei, acum întrebarea în felul următor. Mă uitați-vă odată, urmăriți-l, pipăiți-l și apoi aveți tot dreptul la comentarii. Personal, mi-a plăcut că nu s-a înfiorat că alături de el se află domnul Ciucă. Știți cine e domnul Ciucă, da? Viitorul președinte. Lăsați, nu mai spus la nimeni. Și domnul Flutur. Iar la sfârșit, domnul Flutur a trebuit să se recunoască în vis. 1-0 pentru Lucian Hașovski. Dragilor, comentariile sunt ale domniilor voastre. Susținem-le.